Salut! Hai să-ți prezint un puzzle educativ care a ajuns recent în colecția mea. Sunt mai multe tipuri de acest fel, cu diferite nivele de dificultate. Pentru mine este un puzzle mai mult relaxant, deoarece nu-l găsesc atât de complicat. Dar cred că o să mai achiziționez așa feluri de puzzle-uri, ca să completez o mică colecție de acest tip. Pe Amazon costă în jur la 10 euro. Din China, de pe AliExpress, de unde l-am luat eu, 4,80. Așa, o numesc această jucărie fasole magice. Deci, ideea este să încurci toate fasolele între ele și apoi să le aranjezi la loc. Se învârtește ca un spinner și plasticul este destul de calitativ, aș spune. Poate masă. Așa, încurcăm bine viluțele, deci se poate schimba așa. Cam așa e ideea. Și totul ar fi foarte ușor de rezolvat dacă nu ar exista și a doua parte, adică fața din spate. Unde ne permite rotirea, așa, bilele de subt, vin aici. Dacă rotim toate, așa. Așa, așa, aici la fel. Cam așa arată când este încurcat complet. Cred că este provocator pentru cei care le plac cuburile și diferite puzzle-uri. Bine, acum hai să-l rezolv și chiar o să pun cronometru să văd în cât timp adun toate fasolele la locul lor. Așa, pornesc. Lăs aici. O să încep cu o culoare. Așa, care, de exemplu, hai cu verde, că sunt mai împrăștiate. Culoare, o stângă aici. Toate bilele verzi care sunt aici, una le aducem în partea asta. Deja avem jumate din verde. Cum pe această față nu mai avem, o întoarcem. Dar ne uităm să nu avem verde, o aducem aici. Ok, ultima verde. Cum vezi, este totul intuitiv și nu este acesta un tutorial, ci doar o prezentare. Așa, luăm albastru și o strângem aici. Perfect, iarăși avem jumate, deci putem să întoarcem pe partea opusă. Punem două lături aici, când vom întoarce. Se vor aranja așa. Ta-da! Da, jumătate este gata, hai cu a doua jumătate. Și rămân doar ultimele două culori cu fasolele încurcate între ele. Aici le avem toate trei, aici una, deci oranj sau violet.
Așa. Aducem violet aici. Punem gri la loc. Ultimul pas. Ultimul pas. Ta-da! Așa, oprim. Super! Mi-a luat 12 minute, aproape 13, să rezolv acest puzzle. Deci, cum ți-am spus, mi se pare interesant și relaxant. Recomand pentru toți amatorii de puzzle. Pe curând!